Salut și bine te-am găsit la încă un episod Panic. Pentru tine astăzi două replay-uri cu doi băieți din Hydra. Ei bine, da, clan românesc, clan care, să știi, are jucători foarte buni. Și hai să vedem pe primul, e vorba de George, care, mă rog, Maya G. George Waro, care joacă în acest K91, un tank heavy premium de tier 9, un tank loader cu 3 shell-uri. Să știi că tankul ăsta a primit un buff, acum vreo 2 update-uri și... sau chiar 3, și să știi că tankul este foarte, foarte bun. Dacă va veni la vânzare, poate nu fi el cel mai bun tank de tier 9, un tank de tier intermediar, dar să știi că tot tankul este foarte bun. După părerea mea, este foarte, foarte bun. Și îl vedem, joacă pe Fort Despair. Hai să vedem ce face. Bine, mergem direct pe partea heavy-lor, joacă în tier 10. Nu trebuie să fie el mascota sau cireașa de pe tor să fie el în prima linie, dar pentru că este un tank care are 3 shield-uri și în 7 secunde poate să facă un damage frumos. Bineînțeles că va sta în second line și va încerca să-și ajute colegul. Exact ce face acum. Merge pe acest scafanzer, un shot. Îmi place că focusează targetul low HP. Să vedem dacă și... da, uite, a reușit să facă și primul kill, super tare. Și acum nu urmează decât să stea în cover și să încarce clipul. Joacă, după cum vezi, de pe tabletă sau telefon, ceea ce este un pic mai dificil, categoric. Categoric este mult mai dificil de jucat. Eu joc de pe Windows și mi se pare, categoric, o diferență foarte, foarte mare în stilul de joc. În echipa adversă am văzut că este și un coleg al nostru din Legiunea Română, cu obiect 263. Din păcate, uite, l-a adus, e doar un one-shot, colegul din LGR. Îmi place ce face George, ai văzut, dacă nu are posibilitate să facă damage pe partea stângă, s-a relocat și încearcă să vadă dacă poate să scoată tankul afară. Vedem un T22 medium cu gold, un shot. Din păcate, al doilea nu a fost cu noroc. Shell velocity la tank, ai văzut că este un pic cam slăbuț. La distanță mare, tankul nu prea face față, nu are nicio calitate bună a țevii, deci și dispersia este mai mediocră, să zic așa. Se întoarce înapoi să-și ajute T57 heavy. Deci se mută de la un spawn la altul, mă rog, dintr-o parte în alta, ceea ce este ok, pentru că fiind pe mijlocul hărții, ai văzut, durează doar 10-20 de secunde să facă treaba asta. Un high explosiv frumos, să vedem, poate în partea de jos un amurac. Da, uite, i-a lovit amuracul, să vedem. Ultimul shot, absolut, da, ca s-a și un 960, o, doamne, robotul de VTA tras cu explosiv. Un bounce de la cel VTA. Sunt 2 vs 4, ceea ce nu arată senzațional. T22 mediul acela, one shot. Colegul din legere iarăși este one shot. El este încărcat și e de făcut o alegere. E bine, două tankuri one shot sau tankul full HP. E bine, bineînțeles că va alege să scoate tankurile afară. T22 la garaj. Urmează probabil colegul cu obiect 263. Bineînțeles, și este singur versus acest Amix 50B. Mai este un tank destroyer E3 care nu l-am văzut pe hartă. Domnul Alexandru Mav nu l-am văzut pe hartă, nu știm unde este, poate o fi AFK. Dacă ar fi așa, atunci categoric ar fi un meci foarte, foarte ușor pentru George. Colegii spun să campeze, dar nu e stilul de joacă acceptat de colegul nostru din Hydra. Și să vedem dacă reușește cumva să surprindă acest Amix 50. Da, uite, s-a spotat un shot foarte frumos. Se deși al doilea, din păcate nu l-a lovit și l-a dus 90 HP pe Amix. E bine, ce e de făcut, chiar dacă e pe încărcare în 10 secunde și chiar dacă își permite o 2-3 shot-uri și poate primite fără nicio problemă, pușează Amix 50B-ul și absolut trebuie să intre în căutarea lui E3 apoi.
Ok. Da, garaj, frumos. Și-a mai rămas aceste trei care cred că este AFK. De asemenea, ai văzut că a apărut și medalia pentru că a distrus mai multe tancuri cu un tier mai mare decât el. Categoric este o medalie importantă. Dacă faci kill-uri și distrugi tancuri cu un tier mai mare, vei primi mai multă experiență și de asemenea acea medalie. Top, a făcut și spot. A spotat vreo 3 tancuri până acum și se pare că aceste 3 este AFK, ceea ce absolut 1800 HP luat de la el fără nicio problemă va ajunge la peste 5000 damage. Și să vedem, hai, explozivul este pregătit. Ia să vedem, un shot, 2 shoturi, 3 shoturi. A schimbat pe AP pentru că mai are un singur high exploziv. Să vedem dacă reușește cumva să dea foc, deși din 2 shoturi, în mod normal, ar trebui să-l trimite la garaj. Asta a fost tot. Un joc cât se poate de simplu, nimic complicat în jocul ăsta. George și-a făcut treaba foarte, foarte bine. A știut când se iasă și să-și facă damage-ul. Ca urmare, 5059 damage făcut, 5 kill-uri, Top Gun High Caliber Adel Medal, un as obținut la 1506 Base XP. Foarte frumos a jucat, după cum ai văzut. Și bineînțeles că a primit și un Kolobanov, pentru că, de ce nu, chiar dacă este AFK, este bine primit. Felicitări, George, un joc care mie, să știi, mi-a plăcut foarte mult. Și după cum ți-am promis, hai să vedem și al doilea match. Este vorba tot de colegii din Hydra, un Pluton. E vorba de Andrei care joacă cu Răzvi în Pluton. Și Hiena joacă cu acest Bacchat Pura. Să știi că am făcut un review la acest înculeț. Mie mi se pare foarte bun tankul, spun sincer. Are, bineînțeles, câteva dezavantaje destul de mari. Dar pe ansamblu, să știi, tankul este super tare. Marius Rotaru spunea că este ca un shotgun, ca o pușcă cu alice, cu două țevi care de la distanță mică, media, ai tras două shoturi, bang, bang, și după aceea trebuie să încarci. Cam așa e și cu tanculețul ăsta. Este un tank care este catalogat ca și un tank mediu, dar îți spun sincer că el mai degrabă ar fi un tank light, pentru că nu are armură. Și ia să vedem prima victimă. LT-432, două shoturi, undeva la 600 HP la jos. Ceea ce este super tare. Nu știu după ce se uită acest LT. O, Doamne. Da, ce să... No comment. Ceva s-a... Da, face parte din... clanul OMG. Și el se numește Big Pig 2. Deci probabil este și undeva un Big Pig 1. Da. Face ce trebuie să faci pe această hartă, să meargă pe partea medilor, să vedem dacă reușește cumva să pună două shoturi în acest șerif. Bineînțeles, două shoturi frumoase, se bagă înapoi în cover, încarcă, clasic, nimic complicat. Cam asta trebuie să faci, încearcă să faci damage și să nu primești nimic în schimb. Este unul dintre calitățile pe care tu trebuie să le ai în momentul în care joci acest joc. Deci nu încerca să faci schimb de HP prematur, înainte de timp. Poți să faci mai târziu, bineînțeles, când e timpul să scoți tankul din joc, dar nu de vreme. Aveau trecut 2 minute de joc. Colegul lui are ceva probleme acolo cu T-34, cu Falconul. Bineînțeles, va merge să vadă ce se întâmplă și dacă poate cumva să-și ajute colegul care a mers pe oraș. Îmi place ce face, merge la balcon. Să vedem un AMX M6-45. Un amorac frumos. Oh, Doamne, de ce n-ai tras în... Trebuia să tragă în aceeași direcție, în dreapta, în spatele turelei. S-ar fi prea putut să-l arunce în aer, da, e ok și așa. Două shoturi, a fost ambele cu lovire și penetrare, deci asta contează foarte mult. Ia să vedem un shot frumos la AMX. Da, a venit și primul kill și
Da, din păcate colegului s-a dus, deci nu are niciun sens să se grăbească pe partea dreaptă. În continuare se uită pe AMX. Se spotează lângă el și un M1951, un tank foarte, foarte slab, mult mai slab decât M1 DT3. 320 exact cât are rolul și un 305 și l-a dus one shot pe acel AMX-M445. E timpul să plece pentru că este pușat de acest Chimera și de către M1951, bineînțeles, are mobilitate, se relochează, încearcă să îi țină cât se poate de la distanță pe acești indieni și să vadă dacă poate să găsească pe acel Pershing, probabil, sau să-și ajute colegul. Da, e prea târziu pentru Spanter. Da, și Pershingul este tot acolo. Ok. El este aproape full viață, are și un maxul pregătit. Să vedem dacă îl iubește RNG-ul. Această șansă de 35% de a face damage maxim. Ia să vedem. Pershingul, bineînțeles, fai de cap, 737 din două shot-uri și săracul Pershing a dus și el one shot. Sunt 3 versus, 2 versus 3. Nu arată bine, nu arată prea rost meciul. Colegului nu pot să-mi dau seama ce face acolo. Da, KVT este ok, cât de cât, relativ. Și hai să vedem dacă Chimera pușează, nu e bine. O șenilă, 305 și îmi place ce face, nu se uită să lovească Chimera, ci să scoate Pershingul din joc. Absolut, foarte, foarte bună alegere. Sunt 2 versus 2. E bine, acum trebuie să facă ceva. Chimera este pentru el două shot-uri. Iar Emilul, din păcate, nu. Din păcate, la Emil trebuie lucrat un pic. Dar pentru că este pe încărcare, profită de asta, un shot, două shot-uri, l-a dus și pe Emil one shot. Și bineînțeles că e a distanță, timp în care el va încărca clipul. Deci la Emil, Emilul este one shot, iar Chimera două shot-uri, categoric va trebui să treacă un pic de timp până să reușească să pună trei shell-uri în acești doi indieni. Unul s-a băgat în bază. Da, 8, 9, 10, da, doar unul. Și Chimera, trebuie să vadă unde este Chimera. Da, super tare. Se pare că Chimera s-a băgat în bază și nu Emilul, ceea ce este super ok. El își încarcă clipul, se pregătește de push, bineînțeles, pentru acea Chimera, era să zic Chimera. Și nu rămâne decât să meargă frumos pe el, să scoată. El oricum are 600 HP, deci categoric, categoric nu va fi scos din joc decât dacă va primi un Amorak. Așa că ce e de făcut? Uniția gol pregătită, a spotat Chimera și va merge bineînțeles pe el. De puncte la Encounter. 5053 damage pe cup până acum. Am și bounsat ceva, după cum vezi, 1255, este super ok. Și a să vedem, da? A schimbat muniția de bază, 27-uri, lejer, absolut lejer câștigat ca și în primul match. Foarte, foarte frumos a subținut. Un damage care mie mi-a plăcut foarte mult pentru tier 8. 5588 damage pe cup, 4 kill-uri, top gun, high caliber, defender pentru că resta baza, ai văzut de două ori, resta baza și mi-a plăcut foarte mult și precizia cu care Hiena a jucat acest joc, 95% loviri și penetrări, absolut super, 20 de shot-uri trase, 19 cu lovire, 19 cu penetrare, deci foarte, foarte precis și frumos jucat. De asemenea a făcut și credite în acest înculeț, 280.000. Da, bachatul ăsta să știi că este foarte bun, eu abia aștept să vină la vânzare pentru gold și să-l cumpăr. Mi-am încercat și norocul la cutiuții, din păcate nu a fost atât de norocos, dar tankul este bun, este frumușel. O să las la sfârșit un clip cu
cu review-ul tânculețului, s-ar putea să fie interesant pentru tine, mai ales dacă ești începător și vrei să îți cunoști tankul mai îndeaproape. Deci da, ai văzut astăzi două jocuri foarte frumușele făcute de colegii noștri din Hiena. Felicitări, George, felicitări și Andrei. Două jocuri frumoase în care tankurile loadere au fost jucate frumos, în care ai văzut managementul shell-urilor făcut în al doilea match. Foarte, foarte important să știi când să încarci dacă nu ai target, astfel încât să fii pregătit cu magazia plină când vei întâlni indienii. Acestea fiind spuse, eu îți doresc mult succes în update-ul 8.7 și să ne vedem cu bine, probabil și cu tine, în acest, pe canalul nostru, astfel încât să te putem lăuda cu toții. Eu îți doresc o zi cât se poate de bună. Salut!